Mai vedem între mine și Bogdan dacă funcționează relația de frăție. Nu ajungem să ne certăm, nici să ne batem și rubel, pentru că ți-am ascultat sfaturile, m-am apucat de citit. Oh, bravo! Bine, mă! Vă rog eu mult! Da, am citit undeva că eclipsa asta de soare vine cu multe schimbări. Noi le luăm cumva pe rând. Hai să vedem ce opțiuni financiare au cei care au gânduri mari în această primăvară. Irina Chițu, bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Astăzi discutăm despre două credite de nevoi personale. Atenție, cu facilități de la stat. Despre ce credite este vorba? Tot avem dobânzile acestea mari. Sunt binevenite și astfel de subvenții pentru tinerii la început de drum. Doamne ajută, cum se zice. Cum se numesc cele două credite? Student Invest și Student Invest este un credit de nevoi personale pentru educație, să susțină tinerii în facultate, și Family Start pentru întemeierea unei familii. Acestea sunt scopurile largi, pentru că apoi, poate în detaliu, și vedem că și unele dintre ele se întrepătrund, adică poți să iei pe ambele programe. Dacă ești student și ai și o familie, alegi pe care dintre ele le accesezi. Ele se numesc credite de nevoi personale, dar contrar unui credit clasic de nevoi personale, tu aici trebuie să și justifici cheltuiala, nu? Da, acesta este cu decontare, adică vii cu facturi pentru aceste cheltuieli pe care le-ai făcut și care să demonstrezi că sunt eligibile din program. Două produse care vin în ajutorul nostru și sunt curios să le luăm pe rând și să vedem exact dacă ne calificăm și ce condiții trebuie să îndeplinim ca să le putem accesa, dar și mai important de atât, și care sunt avantajele față de un credit clasic din piață. Corect. Hai să începem cu Family Start. Uite, o să începem cu ideea asta de ajutor de familie. Pentru familie. Da. Deci, practic, ca să să fii eligibil, să ai între 18 și 45 de ani sau cel puțin un membru al familiei să aibă în această perioadă. Deci majori. Da. Până în 45 de ani. Până în 45 de ani. Și venitul pe familie, adică pe membru de familie, dacă ai doi copii, îi adun și pe ei, da? Să fie sub 6.000 de lei. Deci aceasta este o condiție, ca să te ajute și poți să accesezi până la 150.000 de lei prin acest program. Ok, deci ca să facem o simulare rapidă, asta înseamnă că dacă suntem o familie de doi părinți cu doi copii acasă, patru membri, ne calificăm pentru un asemenea produs dacă venitul în casă este mai mic de 24.000 de lei. Corect. 6.000 de lei per membru. Corect. Da? Corect. Cu tot cu minori. Da. Adică ne calificăm okay. Destul de ușor, da, în țara este. Asta. Sau dacă este familie monoparentală, atunci să fie 7.500 de lei. Sub 7.500 de lei. Dar dacă ok, ne calificăm sub 24.000, cum zici tu, dar dacă un membru are 8.000 și altul are 3.000... Nu contează, media, nu? Media? Se adună. Da. E vorba de adună. Câți bani intră, da, în casă, da, împărțit, da, la, da, câți membri sunt. Da. Bun, putem accesa, spune, până la... 150.000 de lei maximum. Echivalentul a vreo 30.000 de euro? Da, cam așa, dacă împărțim la 5. Creditul este în lege, poate să meargă până la 10 ani, cu maximum 5 ani grație, adică 5 ani în care nu plătești nimic. Deci nici rate. Wow. Deci 5 există ani până la 5 ani de grație, da. Da, și da, apoi maxim 5 ani de rate ca să se încadreze, exact, în cei 10 ani, ani despre, da, care vorbim. Versus un credit de nevoi personale normal care e doar pe 5 ani. Deci aici ai și o facilitate în plus și s-a pornit mai mult de la cel de aici, pentru că de la Student Invest, pentru că practic la început nu ai venituri, ce să faci, trebuie prea poți să plătești. Da. Spuneai că statul ne ajută. Până aici, cu ce ne-a ajutat statul, până în punctul ăsta? Aici te ajută statul. De aici încolo ne ajută statul? Da. În primul rând, este un credit garantat. Are 80% garanția statului. Da? Deci de aceea nu se mai cer alte garanții suplimentare, pentru că este garantat de stat. Adică nu, dar trebuie să fii tu cu... Cu alte garanții. Da? Deci chiar dacă veniturile... Deci doar acestea. De exemplu, la studenți nici nu se pune condiția de venit. Okay. Poate n-ai venit. Deci, fine, da? Statul garantează 80%, ai zis. Da, ok. Iar costurile sunt subvenționate de către stat. În cazul Family Start, subvenționează dobânda 75%. Deci, dobânda la ambele credite este IRCC plus 4%. Știm că acum IRCC-ul e 5,9, plus 4% ar fi o dobândă de 9,9%. Aproape 10, sunt, da, dobânzile mari. Și 75% din dobândă lunar plătește stat. Din ce plătim noi, da, în rata, da, asta? Plătește statul, e fantastic. Da, și 25% plătește cel care accesează creditul. Beneficiarul. Comisioanele la fel, le plătește statul. Și sunt un 0,2% de acordare din garanție, din acei 80%, și 0,4% după aceea, din nou, deci comisioanele acestea le plătește statul la ambele programe. Dar la Family Start mai plătește și familia, să zicem așa, 25% din dobândă,
pe lângă rată. Când... Se ține cont de alte credite pe care le ai în derulare când ți se acordă acest credit? Bineînțeles, se iau în considerare ce gradul maxim de datorare. Deci, mai departe, se derulează prin bănci. Sunt 4 bănci plus... cred că peste 20 de bănci cooperatiste care acceptă deci în program. Deci reguli, trebuie să te da, trebuie apoi și scoringul băncii să fie. Dar care este, să zicem, că m-ai întrebat de avantaje, cel mai mare avantaj la acesta? Bine, pe lângă acesta că poți să decontezi cheltuielile de nuntă, de exemplu, da? Până în 20.000 de lei și poți să decontezi, da, cununia civilă, cununia religioasă. La fel, dacă se naște copilul... Poți să plătești nașterea așa? Da, spitalizarea și absolut tot. Deci tratamentele, deci în momentul pentru naștere. Cel mai mare avantaj care mi se pare mie la acest credit este că eu, știți, nu prea spun de credite, că luați credite, dar acesta este un foarte bun avantaj. Rambursare anticipată la credit ipotecar existent. Adică dacă tu poate... Ai făcut un credit pentru apartament și mai ai de plată 150.000 de lei. Sau poate 200.000 de lei, dar poți să-ți faci rambursarea anticipată cu 150.000, plătești doar atât dobândă și mai mică rata. La bun. El. Ok, nu mai avem foarte mult timp, vreau să trecem și la Student Invest, să vedem cum ajută studenții acest bun. Plus. Bun, deci este pe același principiu, studenții între 18-40 de ani, deci aici un pic mai mult în plus, trebuie să fie student la o facultate acreditată în România. Că e particulară, că e de stat, nu contează, dar să fie acreditată în România. Poți să accesezi maxim 75.000 de lei. La fel, pe 5-10 ani, depinde de aici, cum îți acordă banca respectivă, nu ai costuri. Deci acolo, cât ai împrumutat, atât dai înapoi. Nu ai dobândă. Nu ai dobândă, n-ai comisioane. Zero. Da. Deci este pur și simplu, se împarte la, dacă îl iei cu grate descrescătoare, de exemplu, dacă tot vorbim, înseamnă că ai principal egal, deci împarte la deci 5 practic, ani și ce ai primit, dai da. În plăți egale niciun da. Leu în plus. Exact. Mamă, ce ba tare. Chiar te ajută și inflația în toată perioada asta. Și asta tu utilizezi da. Banii când valorau mai mult, până ajutul dar din înapoi. Nou, să nu uităm, trebuie să dau banii aceia înapoi, da? Ne-am deci să zicem undeva la, să zicem, 150.000, dacă ai începe să dai din momentul, zice undeva 1.000, începi cu 1.000 și ajungi la 1.500, de exemplu, da? Că da. Știm cum la început plătești mai puțin da. Și dobândă... Cu principalul, da, dobândă o plătește așa. Stat. Bun. La ce se mai... la ce poți să-l folosești? Dar am pus aici plus. Deci aici, pe lângă nuntă, naștere, rambursare anticipată, fotovoltaice, oliene sau asta ce mai știu, aparatură, la Family Start, da. Acestea sunt pentru Family Start în mod special. Da. Dar acestea de aici sunt și la Merge Family și Start. Aici. Da. Okay. De, taxele de studiu, tot ce înseamnă calculator, laptop, imprimantă, cărți, poți să publici cărți și deci pentru publicarea cărților, chirie. Deci la ambele programe. Poți să-ți decontezi 300 de euro chirie maximum pe lună. Căminul, în cazul studenților, avansul la o casă. Deci poți să dai avans la o casă, 75.000 de lei și mai mașină. Departe mai dai un credit. Mașină, numai veche de 5 ani. De la o pentru persoană fizică așa, poți să iei... un parc auto național. Corect. Poți să iei de la o persoană fizică sau o persoană juridică. Nu contează, mașina. Orice tratament medical, stomatologic, dacă studentul are probleme de sănătate sau dacă un membru al familiei are probleme se de sănătate deconta, în cazul așa. Family Start. Creșă, grădinița after dacă studentul are copil sau dacă familia are copii. Deci de asta spun, acestea sunt toate, deci tot ce ține de transport, cazare, medicale, creșă, grădinița și așa mai departe, taxe, studii, la fel și aici, dacă tu faci o reconversie profesională. Deci ești, și aici deci poți să fii și deja în familie, adică deja căsătorit sau încă nu și vrei să faci nunta sau să te... Totul da. Sună extraordinar, Irina. Dar în realitate există și dezavantaje de multe ori pe care nu le știm. Există vreun dezavantaj la aceste produse? Este în primul rând un credit. Da, n-ai dobândă sau comisioane la ele, dar este un credit, tu trebuie să-l rambursezi. Adică în momentul în care începi să-l rambursezi, trebuie să ai exact. Asta nu e un dezavantaj. Rata este o datorie pe care o avem o față datorie. De... Da. În comparație cu alte produse din piață, vreun minus pentru ele? Nu, n-aș putea spune că e ceva în mod special care, pentru că în momentul acesta dezavantajul la produsele din piață este că au dobânzi exact. Mari. Atât timp când dobânzile de sunt plătit, reduse, da. Deja câștigăm. Sunt de câștigat, au de câștigat cei care, și un dezavantaj, ar mai fi un dezavantaj,
este, cumva fondurile sunt limitate, pentru că... trebuie să și prinzi biletul câștigător. Exact, să... pentru că statul alocă fonduri și le împarte la băncile din program. Și... cine prinde, prinde, cine nu. De când se începe acest... S-a început deja. A început deja, putem să aplicăm de a acum. A început deja, din păcate unele bănci deja au terminat plafonul. Deci și... ne grăbim ca la Rabla, practic, da, vrem să prindem, fugim se, pot, se poate accesa și online, intrați direct pe site și aplicați. Probabil că cele mai multe fonduri acum se mai găsesc la băncile cooperatiste. Mulțumim frumos, Irina Chițu!